să voteze, să voteze practic pentru moțiunea, pentru Dragnea, care depune această moțiune, și împotriva lui Grindeanu, pe care tot ei laudă acum. Doamnă, stupiditatea întâmplării pleacă din stupiditatea acestui Dragnea, care n-are minte pentru politica la nivel mare. El poate face politică în Consiliul Județean Teleorman. Eu sunt furios pentru ce a făcut, ca acest politic, nu că mă prăpătesc de grija lui Grindeanu. Că și Grindeanu a venit ca un slugoi, a acceptat să fie adus de mână, împins în sala de ședință de guvern de Tăriceanu și de Dragnea, o făcea, nu scotea două vorbe să nu spună marele nostru președinte Dragnea. Deci a venit cum a venit. Dar procedura pe care a aplicat-o Dragnea din interese personale este inadmisibilă. Nu poți să schimbi un guvern în felul acesta. S-ar crea un precedent care arată cât de jos poate merge politica românească. Până la urmă, să știți că în cei 10 ani eu am trecut prin situații în care am avut discuții cu premier, cu un premier, legat de oportunitatea demisiei. N-a fost la un moment dat, am amânat-o încă 3 luni, am mai amânat-o. Până la urmă s-a spus gata, nu mai merge. Cu convingându-l pe premier și aducând argumente că trebuie făcută o schimbare. Deci am trecut prin astfel de experiențe și astfel de schimbări cum le-a făcut Dragnea. Și l-a adus pe nu avea o tensiune cumplită în societate. Care erau tensiunile? Că era creștere 5,7%? Care era tensiunea în societate? Nu, că trebuia să fie Boc. Asta era tensiunea. Trebuia să fie Boc prim-ministru. Da. Mai am o întrebare, domnule președinte. Dacă spuneați dumneavoastră că aveți convingerea că se va vota împotriva moțiunii, dacă ar depune opoziția o moțiune? Nu mai poate. Noi am votat o moțiune în orice situație. Eu vă vorbesc de situația pe care Grindeanu trebuie să o rezolve. Deci vă asigur că PMP-ul va vota orice moțiune. Nu-mi dau seama ce șanse sunt. Însă ar fi o greșeală să depunem noi, opoziția, o moțiune, pentru că pur și simplu asta i-ar pune la loc pe PSD-iști. Trebuie lăsați să fiarbă în sub propriu pe prostia pe care au făcut-o ei. Și pe proasta guvernare, domnule președinte. Pe proasta lor guvernare. Și pe proasta lor guvernare, domnule președinte. Doamnă, nu-i mai proastă decât a guvernului Cioloș, ca să ne liniștim. Da. Da? Bun. Da, mergem. Dar nu suntem neliniștiți, nu suntem neliniștiți de niciun, de niciun fel. Mă temeam că va lovi vreo neliniștit. Nu, nici poveste. Nu, și ascultându-vă pe dumneavoastră, chiar în momentul în care deschideți dumneavoastră gura, orice neliniște sunt convins că sunt ca un albocalmin pentru dumneavoastră. Vă trec durerile de cap. Dintr-o dată, ca prin farme.